Am ales să vorbesc pe prostie. Și ar fi o pură prostie din partea mea să vreau să lămuresc un asemenea subiect, încât vă asigur după acum, deși stați așa de incomod unii dintre noastră, veți pleca dezamăgiți. Am avut aminte de o vorbă a lui Alexandru Paleologu, care spunea: oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenților. Vorbesc deci ca un om atins de această boală și vorbesc despre prostie ca despre condiția curentă, obișnuită a umanității. Toți suntem proști din când în când. Când cântăm noi suntem români, trebuie să avem și conștiința unor alinieri, afinieri, împrumuturi. Eu nici nu înțeleg de altfel această declarație. Ne crede cineva altceva? Ne crede cineva coreeni, turci? N-am auzit niciun cântec. Noi suntem vietnamezi sau noi suntem algerieni sau, mă rog. Bun, revin la cuvântul prost. Câteva caracteristici, după părerea mea, ale prostului care suntem. Toți avem momente în care ne manifestăm în felul în care o să încerc să-l descriu acum. Întâi, prostul e cineva care știe, n-are dubii și dacă ești atent îți și explică. Dacă nu înțelegi, ești prost. Și ca să închei politic și patriotic, am găsit și un citat de un om care nu e în învățământ, dar e mai sus decât atât. Zice: imnul național deșteaptă-te române este expresia năzuinței continue a poporului român de a se dezvolta, de a arăta Europii și lumii întregi cât suntem de valoroși. Cu aceasta, prelegerea mea despre prostie.